Bună dimineața! Să vedem ce ne prezic astrele pentru acest început de săptămână. Berbec, relațiile sentimentale și cele cu copiii îți creează mult disconfort astăzi. De ceva vreme, discordia și-a făcut cuib în sectorul amoros, de aceea fi prudent și nu răspunde provocărilor. Taur, casa și familia te acaparează din plin astăzi. Posibil ca un membru al familiei să aibă nevoie de suportul tău material și moral. Ești sensibil la problemele celor dragi, însă ține-ți firea. Gemeni, relațiile cu anturajul apropiat se vor schimba astăzi. Este bine să fii mai selectiv cu oamenii cărora te destăinui. Controlează-ți gândurile și alegeți cu grijă cuvintele. Rac, se anunță cheltuieli. Recomandabil este să fii prudent, deoarece veniturile tale sunt incerte. Pe de-o parte îți vin bani, însă pe de altă parte deja sunt cheltuiți de câteva zile. Leu, este o zi în care emotivitatea este accentuată. Stările tale de spirit sunt fluctuante și de aici relațiile cu ceilalți sunt tensionate. Minunat ar fi să te ocupi doar de treburile tale și să fii cât mai discret. Fecioară, ești retras și greu observabil astăzi. Vin către tine informații prețioase legate de locul de muncă. În aparență, relațiile cu șefii sunt bune, însă reține că este doar o aparență. Balanță, ești susținut astăzi de prieteni sau protectori. Totuși, ar fi bine să nu îți divulgi planurile de viitor sau îți dai prea mult cu părerea. Există riscul să apară divergențe majore de opinie. Scorpion, se conturează evenimente importante în sfera profesională. Întâlnirile și dialogurile cu șefii te vor pune pe gânduri. Temerile legate de locul de muncă sunt accentuate. Săgetător, gândirea îți este dominată de temeri mai mult sau mai puțin fondate. De aici, felul în care vorbești cu ceilalți poate duce la neînțelegeri. Temperează-ți stările și ordonează-ți gândurile. Capricorn, ziua este favorabilă achitării facturilor și taxelor. Se recomandă prudență, deoarece există un risc crescut de erori în calcule. Ai grijă de situația ta financiară. Vărsător, debutul săptămânii îți aduce în atenție relațiile parteneriale. Există o mare sensibilitate pe acest semn de viață, de aceea fi prudent. Pe de altă parte, colaborările profesionale sunt tensionate. Pești. Ziua îți aduce multă forfotă la serviciu. Relațiile colegiale sunt haotice, fiind bine să te bazezi doar pe forțele tale. Dozează-ți eforturile și ocupă-te numai de priorități. Ne revedem peste oră, să aveți o dimineață superbă!